Bun și salutare tuturor, eu sunt Azlo și ne-am întors aici cu un nou episod din seria noastră de Hypixel Skywars, care e așa din ce în ce mai rară. Mi-am amintit și eu că am un canal de YouTube și am zis că bă, e timpul să filmăm încă un episod. Bineînțeles, glumesc și am fost din nou plecat, boys. Am ajuns și eu aseară acasă, nu știu când o să vedeți videoclipul ăsta, o să încerc să-l postez pe 15 când îl filmez și aș vrea și eu să fie cure. E un vibe atât de ciudat să nu fie player pe Skywars. Să te uiți la double, să vezi că sunt 36 de playeri, deci nu-mi imaginam că poate să ajungă jocul ăsta în situația în care eu intru aici și sunt 3 playeri pe Teams Insane și o să tot iasă. One Star mi-a spus hello, my fucking god, nu trebuie să-i răspund, trebuie să-i dau friend request. Dar, da, lume, m-am întors și eu și am o chestie foarte ciudată de fiecare dată când plec așa câteva zile și mă întorc acasă. Bă, mi se par atât de imense monitoarele mele, chit că sunt monitoare de 24 de inch care, na... un size average pentru monitoare, aș putea spune, dar de fiecare dată mă uit așa și sunt așa imersat în această experiență de Minecraft, de pixel, de mamă, jocul copilăriei mele. Unul dintre jocurile copilăriei mele, cel puțin, dacă pot și eu să vorbesc. O să vedeți de-a lungul acestui episod că sunt rupt în gură de, nu de foame, de somn, pentru că nu m-am odihnit extrem de bine în vacanță. Boys, am avut, deci... Cred că am avut cea mai șmecheră vacanță pe care o puteam avea. Am fost în Delta Dunării, boys, și cât de multe persoane pot să zică că au fost în Delta Dunării în vacanță? Be, foarte puține, vă zic eu sincer. Și pot să vă spun sincer că a fost o experiență extrem de șmecheră și bă, a fost una dintre cele mai șmechere vacanțe pe care le-am avut. Am fost acolo câteva zile și a fost exact ce trebuie. Mamă, stare nume de chinez. What? Ok, avem o situație mai grea, dar mi-am dat chrono breaker-ul ca prostul. Ăsta e după mine. Încă înghepălul, trebuie să-mi pun... What? I-am pus. Ok, hai că putem să-l batem pe ăsta, că e numai un chestplate pe două picioare. Un chestplate și un rod cu knockback cu două picioare chiar. Cred că o să se pornească aerul condiționat, boys, în aproximativ câteva minute, secunde. Am făcut din nou greșeala monumentală să dorm cu geamul deschis și efectiv intră frigul în casă și... Gândiți-vă că la satele alea tu nu poți să ajungi, gen, nu sunt drumuri ca lumea. Majoritatea satelor nici măcar nu au drumuri, n-au mașini. Gen, pula mea, totul se întâmplă pe apă și e destul de blană, ce pot să vă zic. Asta are ce spray de diamond, mă? Hai! Mamă, ce ple... Mamă! Ok, cam ciudat sunetul pe care l-am făcut, dar o să trecem cu vederea. Și ce pot să vă spun, boys? Am văzut că din nou au trecut... 10 zile de când am mai postat un episod și e o chestie foarte ciudată. Probabil am mai vorbit despre chestia asta. V-am povestit în episodul de 1000 de abonați despre vechiul canal pe care l-am avut eu și practic din clasa 6 până în a 8 în fiecare zi eu filmam. Nu putea să treacă o zi fără să filmez un videoclip. Pur și simplu a devenit așa o parte din viața mea, dacă nu chiar cea mai importantă parte din viața mea. Pana mea, eram și eu a 7-a, nu-mi păsa de absolut nimic, eu vreau să-mi filmez episoadele. Și am avut și pe Viper pe Azlo, o fază de genul câteva luni în care postam ca spartul. Bă, este foarte ciudat acum să mă gândesc, așa trec zilele și nu prea mai am chestia asta, nu mai... pot să trec așa câteva zile, nici nu mă gândesc la canal, mai intru, poate mai văd acolo, lăsați cineva un comentariu. Dar... Ok, mi-a dat 3 căști de diamant, ce naiba să fac. Asta, nu-mi dau seama, e cam chiom să fie non. S-ar putea să fie YouTuber. Mizez că e... Cua e full fucking diamond, deci Ok, am crezut și eu că o să se bată ca să putem să dăm un clean up, dar... Te sparg în bătaie. Dar da, fraților, trec acum zilele și... Parcă-mi văd așa de viața mea și... Mi-e așa un pic aiurea că a dispărut YouTube-ul din rutina mea zilnică, dar în același timp am avut scuza că trebuie să mă ocup de alte chestii gen a 12-a și nu m-am mai ocupat de asta de destul de mult timp, deci cam așa merg lucrurile. M-am hotărât, boys, nu știu dacă ați văzut și episodul acela în care am... Când, primul episod după o lună, după fix episodul de după la final de drum, în care am zis că... sunt destul de indecis la ce facultate să dau. Hei bine, m-am hotărât și dau la aia ușoară și ba, piciorul tot, că pula mea oricum. Facem treabă și cu aia. Că de ce mi-au povestit niște persoane din Delta că
o făcut gen facultate de același domeniu la care vreau eu să mă duc, în Galați. Și din Galați au ajuns să aibă un job extrem de șmecher. Deci nu mai fac griji. L-au omorât pe unul, ăștia așa minează armură de diamond, dați vai de capul lor. Dacă l-o omoram pe ăla și nu cădeam voi, ci luam armură de diamond, băi, eu cred că eram cea mai șmecheră persoană din meciul ăsta. Dar acum asta o să ne cam bată, cam două belele. Deci am aici două belele și o să dau la belelele mele câteva it. Nu vrei? Ia mai abuți. Mamă, dar cred că o să vină perle acum. Mamă, pe asta o să dea suetul vieții lui, vă garantez eu că o să fie din ala care știe să dea perle. Suntem în meci cu specular potato 100% pe un alt. Deci o să fie puțin mai greu de câștigat meciul, dar o să ne dăm silința. Bă, mești mai sweaty decât asta, dar într-un fel sunt șmechere și astea. V-am mai povestit eu de ideea că acum rămân numai playerii sweaty pe Skywars și restul, gen, nu mai sunt noobi. Și asta depinde cum o privești, e o chestie ori șmecheră, ori nașpa. Dar nici nu prea mai avem ce armură să ne luăm, că suntem cam dopați cu aproximativ exact ce iteme ne trebuie. Hai mă să mergem să ne batem cu asta, că o să stăm aici 300 de ani. Eu zic că 4 perle e un număr. Bine, el acum probabil se plimbă de la insulă la insulă și ia așa perle. Ceea ce e foarte, foarte cringe. E foarte, foarte cringe. E foarte simplu să câștigi așa, dar tot e extrem de cringe. Stai să-l belesc aici. Ok. Mă cam belește. Și n-avem arc. Nu știu cum de n-avem arc și... Fiți atenți. Am 800 IQ. Am... Nu m-a lăsat să spun asta. Pe Mindman mă lăsam, luam mute, dar mă lăsa. Boys, tocmai ați văzut aici gameplay de 800 IQ pe Skywars. Acum îmi dau seama că mi-am pus handcam și n-am vorbit absolut deloc despre chestia asta. Da, avem handcam, cam așa arată. Pur și simplu, n-am mai făcut de mult un clip cu handcam și am zis, bă, dacă tot mi-am pus webcam-ul ăsta să stea suspendat în sus, ar fi mișto să și profităm de chestia asta. Deci cam asta a fost. Azi nici n-am fost la liceu, mi-am băgat piciorul în el că am ajuns ieri seara la 8:30. Gândiți-vă că tu, ca să ajungi în Delta, trebuie să iei un tren până la Tulcea și de la Tulcea să iei ori vaporul, ori șalupa, gen barca, până unde vrei tu, până în satul în care vrei să ajungi. Sunt sate și mai lângă Tulcea și sate mai în curul lumii. Sau mă rog, orașe, că e Sulina. Dar ideea este că trebuie să mergi cu trenul. Eu, de unde stau eu, merg în total vreo 6 ore și ceva cu trenul până în Tulcea. Foarte șmecher și, na, CFR. Când am venit, când ne-am dus în Delta, a fost tren din ăla șmecher care zici că e tramvai. Dar când ne-am întors era de la basic CFR de pute tot și e foarte decât. Dar, mă rog, asta este, am fost și acolo, am făcut și asta, eu sunt foarte mulțumit. N-am fost la liceu de joia trecută și de asta sunt extrem de mulțumit. Bă, eu puteam să mă duc în curul lumii, dacă eu nu mă duceam la liceu, eu eram cel mai fericit. Hai să îi batem pe ăștia. Nu! What? Hace! Ok, pe ăsta va trebui să-l... Nu putem. Oh! Ok, nu știu de ce ăsta e de chiomb și are... Ok, nu are nimic, nu urmează să continuăm. Din nou pe webcam, am observat că acum, după cum... nici n-am vorbit de asta, am și uitat. Ne-am schimbat mousepad-ul, mi-am cumpărat din nou mousepad-ul ăsta pe care l-aveam de acum 3 ani. Dacă vă uitați la clipuri vechi cu handcam, aveam asta. L-am mai cumpărat odată, l-am găsit la 80 de lei pe OLX și am zis, pana mea. E strâmb. Eu, gândiți-vă, să nu credeți că sunt eu dement. Eu în viața reală sunt drepte monitoarele. Pana mea, mă uit la ele și sunt drepte. Dar pe webcam se vede extrem de strâmb monitorul principal. Dar deci nu-mi dau seama, oare m-am obișnuit eu și de fapt așa e? Bine, și mousepad-ul totul arată strâmb. Habar n-am ce să vă spun. Am mai schimbat puțin eco-ul, sincer să vă spun, nici n-am prea înțeles. Am două, probabil acum e pe useri. Mamă. Ți-o iei în cap. Deci eu dau un... Mamă! Ce salt! Ok, și acum ăștia dau aici World War 3 pe Skywars. Ha, mă, să-l batem pe... Ce naiba să-l bat eu pe ăsta, mă? Și n-avem niciun gap-ul. Poți să silent? Mersi.
exact. Boys nu pare un match extrem de promițător, că e prea mult chiombi în match-ul ăsta, dacă aș putea să folosesc. Nick! Asta e 100% Nick! Are skin de Nick și îl cheamă de Double Dan și minează. Eu mi-am spus mesajul, eu mi-am spus ce am avut de zis pentru ei și am așa o presimțire că... Și că lămao. Cum ți-l bat eu pe ăsta? Ce facem, boys? Suntem... Da, uite, deci acum îți consumă eco-ul. Deci ai două useri pe Chronobreaker, care e ceva interesant. Nu știu dacă pe Insane Node e la fel, dar pana mea. Boys, plănuiesc să mai fac clipuri mai dese. Deci plănuiesc zilele astea să mai filmez câteva chestii. Și azi că nu prea am ce să fac. O să ies afară mai pe seară, dar acum abia e 12. Deci pana mea. Încerc și eu, boys, să văd dacă pot să resuscitez cheful de YouTube. Sper că pot. Vreau să-i scriu ceva, las. Da, acum o să mă bat ăsta, dar nici nu-mi pas că a murit ăsta pe care vreau să-l omor. What? Ah, avea Chronobreaker. Și am rămas eu și cu ăsta care are... Bă, are o capă de Optifine destul de șmecheră. Băiatul care mi-a dat capa de Optifine și-o luat înapoi fără să-mi zică nimic și... Am rămas în spatele gol și nici nu mai avem Lunar, cine n-a mai folosește. Bă, cine mai folosește client-uri de PvP? Adică, după cum puteți vedea, Optifine. Dacă nu v-ați dat seama, suntem pe... Dar nu se vede de handcam, suntem pe, efectiv, Optifine și atât. Bă, rupe Optifine, deci Optifine-ul ăsta... 500 FPS, nici nu mai am FPS-uri de multe, nu știu de ce, dar oricum tot e extrem de playable. Hopa! Hopa! Vreau gapple-uri. Dar o să ia asta, asta îi, deci eu nu eram la mid când s-o dat refill-ul. Asta e mindset de ranked Skywars. Dacă v-ați uitat la episoadele de ranked, exact așa făceam. Nu luam refill-ul, că nu mă uitam când se dă. Oh, unde, mamă. Oh my. Nu m-a ajutat foarte mult. Bă, dacă ne omoară asta, măcar să mai fac un kill până mă omoară. Ce mindset. Cu asta e minor. Și n-am pickaxe. Ia uite-l. Nu te duc. Cu e chinez ăsta. Stă în pământ, stă în cealaltă parte a pământului. Cu e unde e? Lăsați că am înțeles eu ce vrea să facă. Numai să nu vină ăsta pe mine, că nu mai am nici Chronobreaker să le folosesc. Mamă, deci vreau să mă dropez pe el. L-am bătut. L-am bătut, boys. S-au ars. Aș vrea să pun acest bloc. Ok, și după cum anticipam, am rămas noi cu tipul ăsta care o lua tot mid-ul și urmează să mai ia tot mid-ul din nou. Oh. Ah, arcul ăla blană. Dacă îmi dă cu arcul, mă nenorocește că n-am gapple-uri. O să dea cumva prin blocuri în mine, vă garantez asta. Băi, ești nebun, perle în chest-uri la primul refill, ce e asta? Mâncăm un gapple. Îl violăm. Mai e în viață? No, deci noi efectiv am jucat de parcă avem 800 IQ în episodul ăsta. Cam ăsta a fost clipul, boys. Eu vă mulțumesc dacă ați rămas până la final. Sper că v-a plăcut. Am avut niște play-uri, sincer să fiu cu voi, destul de insane. Păi cred că am avut 2-3 meciuri. Într-unul am murit și în două am dat slay la tot meciul. Deci efectiv le-am dat așa slay. După cum am zis, sper că v-a plăcut episodul, eu am fost Azlă și noi o să ne vedem data viitoare, care s-ar putea să nu fie chiar atât de departe. Salut! Filmezi? Da! Step mode, ce faci acolo? Îmi dau ceași la muscă!